primul rând vă mulțumesc pentru că ați ales să participați la dezbaterea noastră regională. Numele meu este George Roman. Sunt director de program în cadrul organizației Salvați Copiii. Și astăzi vom avea împreună o dezbatere pe tema reglementărilor legale cu privire la protecția copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, dar și în ceea ce privește serviciile sociale și modul în care ele sunt administrate la nivel local pentru familiile care aleg să plece în străinătate. Înainte de a începe dezbaterile și prezentările, aș dori să vă supun atenției spotul campaniei noastre. Programul se constituie într-o campanie multianuală și ultimul nostru spot care a apărut pe televiziune națională și care e destul de apreciat în spațiu online se referă la această categorie de copii. Înțeleg. Să nu lipsească. Știm totuși că o să îmi lipsești tu. O să îmi lipsești tu. Dar dacă îmi faci ce trebuie, înainte să plec, o să îmi lipsească șarpele. O să îmi lipsească culorile, literele, cântecele, cifrele, cuvintele, oveștile, țărările, coronițele. Yes. Mamă. Tată. Înainte de a pleca, am dus în grijă prin oraș. Altfel, fără un reprezentant primar, nu o să pot să mă înscriu nici la cădință, nici la școală și nici la liceu. E mai important ce lași în urmă decât ce trimiți înapoi. Da, este vorba despre povestea dramatică a sute de mii de copii, cel puțin așa arată datele pe care ni le oferă inspectoratele școlare. Avem în România cel puțin 200.000 de copii, dacă nu 350.000 de copii, conform studiilor realizate de UNICEF. Bună ziua, vă mulțumesc pentru faptul că am avut plăcerea să fiu invitat la această acțiune organizată de organizația Salvați Copiii. În primul rând, vreau să-i felicit pe organizator pentru acest fapt, că abordează o temă atât de actuală și atât de complexă. În al doilea rând, cunosc de mult timp, de prin anii 2000, activitatea organizației Salvați Copiii și a fost o organizație care a fost prezentă de fiecare dată în mijlocul comunității. Sigur că ce se întâmplă cu copiii rămași acasă este o problemă sau este o problematică de care atât instituțiile statului cât și autoritățile publice locale ar trebui să fie preocupat. Cred că fiecare dintre noi ne-am dorit să avem convingerea și credința că cei care ne sunt dragi, cei rămași acasă, sunt pe mâini bune, ca să spunem așa. Din păcate, avem și numeroase exemple în care, să spunem, persoane aflate în această situație ajung să fie, eu știu, ori victima unor rețele specializate în crima organizată, ori să ajungă, eu știu, din punct de vedere al comportamentului social, clienții instanțelor de judecată, ori ajung pur și simplu în situații și mai dificile și lucrul ăsta trebuie să ne arate de din nou adulții. Deci, eu am speranța că acțiunile dumneavoastră, ceea ce am întreprins și astăzi și în alte acțiuni din acestea la nivel zonal, există un început și un început de bun augur și care sper eu să fie continuat. Vă mulțumesc și vă felicit pentru inițiativă și sperăm să, cum să spun, să avem cât mai puține cazuri de genul acesta. De cealaltă parte, o chestiune care ne privește poate mai mult și mai direct este activitatea noastră ca și profesori în a trata acești copii diferențiat, pentru că au probleme speciale, au nevoi speciale. Și nu cred că e un secret că există o interdependență destul de clară între rata de eșec școlar și rata de părinți plecați în străinătate. Pentru aceștia
consider că încă e loc de mult mai bine în ceea ce înseamnă sistemul de învățământ românesc. Ne străduim să facem față. În ultimii doi ani se petrece însă un fenomen din punctul de vedere destul de interesant, în sensul că tot mai mulți copii se întorc din străinătate. La nivelul județului Dâmbovița, în primele 8 luni, mi s-au întors 192 de copii de vârstă școlară. În cursul anului calendaristic trecut, peste 200. Poate părea un număr mic la cei 70.000 de elevi pe care avem în județul Dâmbovița, elevi și preșcolari, dar zic eu că reprezintă un semnal, un fenomen că totuși lucrurile nu mai merg foarte bine nici în țările în care părinții vor își găsesc de lucru. Nu știm încă sau nu avem făcut o analiză dacă acești copii se întorc împreună cu părinții sau sunt numai atunci în țară și lăsați aici. În orice caz, ne adaptăm destul de repede, există legislație în care privește echivalarea studiilor, iar lucrul ăsta se face rapid. Elevii nu stau nici o zi acasă, ei sunt primiți în unitatea școlară înainte de a fi echivalate studiile în calitate de elevi auzienți, până când se stabilește clasa în care vor merge. În orice caz, problematica este complicată, ne bucurăm că suntem toți actorii implicați la aceeași masă, și suntem la aceeași masă chiar când fizic nu se întâmplă lucrul acesta. Evident că ne știm bine rolul și am devenit sperie cu succes. Vă mulțumesc! La primăriei municipiului Târgoviște avem foarte bine monitorizat situația aceasta a copiilor cu părinți plecați în străinătate. Și dacă domnul inspector a spus aici că există copii care se întorc, într-adevăr se simte la nivelul unităților școlare, eu sunt și profesor, predau copiilor, am copii în clasă și anul acesta care s-au întors din străinătate, există însă o problemă și aici, că niciun lucru nu este bun, copiii se întorc fără părinți în majoritatea cazurilor pentru că nu se pot adapta. Și atunci părinții rămân și muncesc în străinătate, copiii se întorc acasă și rămân în grija și vin aici în grija bunicilor sau, așa cum prevede legea, rudelor până la gradul al patrulea. La nivelul Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Târgoviște, din datele transmise de Inspectoratul Școlar, unde avem un număr de 1435 de copii care sunt înregistrați ca având părinți plecați în străinătate. Din totalul acesta există un număr de 598 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate pentru care se impune monitorizare. Și monitorizare înseamnă un raport care se efectuează din 6 în 6 luni. Știți dumneavoastră mai bine că lucrați cu acești copii. Consiliere psihologică atât pentru ei cât și pentru părinți sau părintele rămas acasă sau pentru cei care înlocuiesc părinții. De asemenea, avem 837 de copii pentru care nu se mai impune monitorizare, dar și 191 de copii aflați în situație de risc. Toate aceste cazuri sunt foarte bine monitorizate de Serviciul de Asistență Socială. Există un birou care se ocupă în special de acești copii și prin colaborarea foarte bună care există cu școlile, cu Inspectoratul Școlar, sperăm să facem cât mai mult pentru ei. Evident, nimeni și nimic nu poate să înlocuiască părinții și acest lucru se vede cel mai bine în sala de clasă.